Eu vă spun cinstit, eu mă rugam lui de ani de zile, considerându-l pentru mine sfânt, pentru că am trăit în preajma lui prea mult. Un asemenea om care a suferit chinuri în temniță, în un metru pătrat, umezeală, întuneric, sacrificat, fără mâncare și toate astea, și s-a rugat la Dumnezeu pentru biserică și noi trebuie să ne rugăm pentru el. Era privit ca un om al lui Dumnezeu, un om sfânt. A trăit sub umbra, la umbra crucii, a îmbrățișat crucea, a iubit-o, a transformat-o în mijloc de mântuire, de binecuvântare pentru poporul nostru. Un om ascet, introvertit, cu o vorbă întotdeauna clară, bine cumpănită, exigent față de el însuși, cu o manifestare de păstor care își iubește turma până la jertfa supremă. Așa a rămas în memoria credincioșilor episcopul Anton Durcovici. S-a născut la 17 mai 1888 în localitatea Bad Deutsch-Altenburg din Austria, într-o familie săracă. Viața l-a adus la Iași, la o mătușă, după ce a rămas orfan de tată când avea 6 ani. A fost admis la școala primară a parohiei romano-catolice Iași, apoi și-a continuat educația la București. Ulterior, la recomandarea arhiepiscopului, a ajuns seminarist la Roma. A fost sfințit la Roma, s-a întors, a avut diverse funcții și în special funcții legate de educație la școlile catolice din București și apoi la seminarul din București. Toți cei care l-au cunoscut au rămas impresionați de regimul lui special de trăire a vieții în credință. Preotul Anton Despinescu l-a avut ca profesor de filozofie scolastică la Timișul de Jos, însă prima oară l-a întâlnit în penultimul an de război la București în timpul bombardamentelor. Din clădirea seminarului de acolo, care era lângă Catedrala Sfântului Iosif, la etajul 2, a trebuit să ne adăpostim în adăpostul subteran. Dânsul, ca și un capitan de vapor, a rămas ultimul în a se refugia în acel adăpost. Și a început să ne rugăm, am început cu toții să ne rugăm, sub conducerea lui. Îngenunchiat în fața Sfintei Împărtășanii, cu toată încrederea în puterea dumnezeiască de ocrotire, am stat acolo până când a încetat bombardamentul. Anton Durcovici a fost nominalizat pentru scaunul episcopal de Iași încă din 1945, dar numirea sa a fost amânată până la 30 octombrie 1947 din cauza opoziției guvernului comunist și consacrarea a fost împiedicată. Practic, la 5 aprilie 1948 a fost consacrat în Catedrala din București și a fost instalat la 14 aprilie 1948 în Catedrala din Iași. Ne-am bucurat mult auzind de acest lucru. Atunci, cât eram noi de mici, eu personal, sigur că am fost favorizat să-l întâlnesc chiar în primele lui activități. Îl considerăm cu adevărat un om providențial pentru noi, un om care a venit cu un exemplu special, un om care s-a dăruit, care a voit să-și arate virea sa față de poporul nostru. Am cunoscut chiar în ziua în care a sosit la Iași. După, înainte din instalare, cu mare bucurie, cu aplauze, pentru că era o lipsă. Nu avusesem episcop atâta vreme, dar mai ales era o speranță pentru liniște și pentru pacea bisericii. Stema episcopului era compusă dintr-o navă în furtună, reprezentând vremurile zbuciumate de atunci, în care stă mielul lui Dumnezeu cu steagul victoriei. A început să-i pregătească pe oameni să se descurce în cazul în care toți preoții ar fi fost arestați de regimul comunist. A vizitat parohiile rând pe rând și i-a încurajat pe oameni să-și trăiască credința și le-a spus că în situația în care nu vor avea preoți să învețe să-și boteze singuri copiii. El este cu adevărat un exemplu pentru noi, un curaj pentru noi. Este vorba de o mărturie care a dat-o, care rămâne și care este provocatoare. Preoții noștri se bucură acum să aibă un asemenea martor curajos care a știut să apere
credința, să-L apere pe Dumnezeu, să apere poporul, să apere demnitatea omului. Era normal ca un episcop care trebuie să apere legea lui Dumnezeu, legea divină, legea morală, legea demnității umane până la urmă, nu s-a putut împăca cu un program al unui regim ateu și abuziv. Episcopul Durcovici a căzut în cele din urmă victima acestui curaj. Înainte au fost însă arestați și chinuiți apropiații săi. Eu nu știu de ce erau atât de incapabili încât își închipuiau că un copil de 17 ani ar fi putut fi confidentul episcopului și episcopul să ce facem, spune și mie. Și îi mătăgeau de limbă, să ce face episcopul, ce vorbește, cu cine se întâlnește, cu cine, nu știu ce. Știu, domnule, că sunt un nimic, nu poate de personalitatea externă de sale. 650 de tineri îl așteptau pe episcop în biserică la parohia Popeștile Orden de lângă București pe 26 iunie 1949 să le administreze sacramentul Sfântului Mir. Anton Durcovici a ajuns însă în acea zi în beciurile Ministerului de Interne, apoi la Jilava și în cele din urmă în închisoarea de la Sighetul Marmației. A fost dus în celula morții, unde a fost ținut fără pâine și apă. A plecat la ceruri pe 10 decembrie 1951, după ce a primit dezlegare de la părintele Rafael Friedrich, care i-a auzit ultimele cuvinte prin fereastra celulei. Noi am intrat în posesia documentelor de la CNSAS, a dosarului de anchetare. Găsim că el a avut o atitudine verticală, că ar fi putut să cedeze și să colaboreze cu puterea comunistă și ar fi fost lăsat liber. Dar el și-a păstrat demnitatea. Comuniștii ce vroiau de fapt? Vroiau o biserică catolică națională, o biserică fără papa. Trăind în suferință în închisoare, el s-a gândit la noi și a și profețit că va veni timpul când și acest popor al nostru atât de suferind să se bucure. El, oferindu-se pe sine, a udat acest pământ pentru a produce roade. Ca un bob care intră în pământ și produce roade. Demersurile pentru beatificarea sa au fost începute de foștii săi studenți înainte de 1989 la Arhiepiscopia din Viena. După căderea cortinei de fier, documentele au fost aduse la Iași, iar procesul s-a finalizat pe 31 octombrie anul trecut, când Papa Francisc a autorizat Congregația pentru Cauzele Sfinților să promulge decretul prin care erau recunoscute meritele martirului român. Acest act confirmă o viață trăită cu Dumnezeu, în Dumnezeu, pentru Dumnezeu și pentru biserică. Din dragoste față de Dumnezeu și față de oameni. Tată acestei biserici, numele de adormirea Maicii Domnului, iar noi ne-am rugat la Maica Domnului ca să vină în întâmpinarea gândurilor cu rugăciuni să poată să-L beatifice. Era un preot bun, un episcop, care a suferit mult în temniță, în pușcărie pe timpul comuniștilor. Acolo a murit. A fost un episcop care s-a dăruit pentru dieceza sa și care în chinurile care a fost supus nu a cedat credinței. Pentru mine este un dar ca să trăiesc aceste momente când excelența sa va fi ridicat la cinstea altarelor, va fi declarat fericit. Anton Durcovici este al cincilea român beatificat de Vatican, însă este prima oară când este declarat fericit un episcop din dieceza de Iași. Și pe 17 mai va avea loc tot în premieră o astfel de liturghie specială la Iași, pe stadionul Emil Alexandrescu. În Biserica Ortodoxă, ultima ceremonie de canonizare la Iași a avut loc pe 14 octombrie 2005, când a devenit sfânt în calendar mitropolitul Dosoftei, cărturar erudit care a tradus în limba română numeroase cărți religioase. În școală, capitolul care dedicat lui Dosoftei este foarte restrâns și nesemnificativ, astfel încât foarte puțină lume cunoaște acest fapt, că Dosoftei locuiește limba slavonă ca limbă a Bisericii Creștin-Ortodoxe cu limba română. În felul acesta, limba română pentru prima oară devine creatoare de cultură. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei fac acum demersuri și pentru canonizarea fostului mitropolit Iosif Naniescu. A păstorit Mitropolia Moldovei
la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, un mitropolit cu adevărat cu o viață sfântă, un ierarh modest, a fost remarcat și cunoscut și consacrat ca un om smerit și foarte milostiv, foarte generos, foarte darnic și nu în ultimul rând a avut o contribuție decisivă în finalizarea lucrărilor de construcția Catedralei Mitropolitane din Iași. Cea mai veche canonizare în țările române datează din 1517. Pe vremea comuniștilor nu a mai fost adăugat niciun prilej de sărbătoare în calendarul ortodox. Ceremoniile au fost reluate după 1992, când au fost trecuți în calendar Ștefan cel Mare și Constantin Brâncoveanu cu fiii săi. Cea mai nouă este canonizarea mitropolitului Andrei Șaguna în 2011 la Sibiu. Biserica Ortodoxă are în vedere trei criterii esențiale în astfel de cazuri. Cel propus să fi mărturisit credința, în al doilea rând să fi fost martir, să fi sfârșit în exil sau în temnițe. Iar în al treilea caz, un rol important îl are comunitatea, care are o prețuire aparte față de anumiți creștini care le-au lăsat învățături deosebite sau au făcut minuni. Nu este obligatoriu în ortodoxie existența sau punerea în legătură cu săvârșirea minunilor nu este neapărat obligatorie. Este însă poate fi unul dintre modurile în care luăm act că Dumnezeu a preamărit, pentru că în biserică noi spunem că în cele din urmă Dumnezeu preaslăvește pe sfinții săi și face ca acest lucru să poată fi constatat inclusiv prin săvârșirea de minuni. Dar avem numeroase cazuri în biserică în care au fost canonizați sfinți fără să fi luat act de vreo minune. În rânduiala Bisericii Catolice, următorul pas după beatificare este sanctificarea. Însă pentru acest lucru trebuie recunoscută înfăptuirea unei minuni. Una dintre marile intervenții pe care noi o așteptăm de la el este să-i descoperim trupul. Pentru că a fost aruncat undeva, e mormântat noaptea, ascuns, acoperit pământul, adică să nu se vadă. Deoarece Anton Durcovici nu a avut parte de ceremonie de înmormântare, pe 17 mai 2008 a fost celebrată în Catedrala Veche din Iași o liturghie pontificală, iar în zidul lăcașului a fost așezată o urnă cu pământ din cimitirele din Sighetul Marmației. Fericitul Anton Durcovici va fi trecut în calendar pe 10 decembrie.